dezinteres total astăzi la bursa locurilor de muncă de la Hunedoara. Șomerii nu s-au înghesuit să-și caute o slujbă, deși oferta a fost variată. Agenții economice au scos la bătaie aproape 100 de posturi, însă în zadar, persoanele prezente nu au fost interesate de oferta lor. Avem un număr de 15 agenți economici care au confirmat prezența și un număr de 93 de locuri de muncă vacante. Sperăm să putem să le ocupăm, nu în totalitate, dar măcar o parte din ele. Sper ca șomerii noștri să fie receptivi la acțiunile pe care noi le facem pentru ei, pentru că Hunedoara, într-adevăr, este un oraș în care avem și mulți șomeri, dar și foarte multe locuri de muncă. Încercăm să facem un echilibru, o mediere între cerere și ofertă. Ce joburi sunt disponibile? În toate domeniile, începând de la construcții, începând de la turism, începând de la comerț, avem locuri de muncă aproape în toate domeniile de activitate. Dar, într-adevăr, recunosc, nu avem locuri de muncă pentru studii superioare, dar avem, în schimb, foarte, foarte multe locuri de muncă pentru meserile lucrative. Sudor, lăcătuși, electricieni, barmani, ospătari, vânzători, în construcții, zidari, avem pe partea electrică, în telecomunicații avem câteva posturi vacante, deci oferta este destul de generoasă. În municipiul Hunedoara sunt foarte mulți șomeri. Pentru ei, astăzi a fost organizată bursa locurilor de muncă. Agenții economici au avut parte însă de o surpriză neplăcută. Noi suntem prezenți la toate bursele organizate de Agenția de Șomaj. Forța de muncă în meserile pe care noi le căutăm este deficitară la... Ce meserii? Sudori, lăcătuși. Avem un contract, o comandă cu o firmă din Franța și este nevoie de forță de muncă calificată. Și nu ați găsit? Am găsit, dar foarte puțin. Nu de câți am avea noi nevoie. Deci la momentul actual am mai avea nevoie încă de 5 lăcătuși, ceva la modul acesta. Și nu ați găsit? Nu atâția, nu atâția. De ce credeți că nu? Cred că sunt speriați că trebuie să muncească. E mai ușor să câștigi un ban stând acasă. Noi căutăm agenți de vânzări. Este prima oară când participăm la o astfel de bursă de locuri de muncă. Oferim contract de muncă, pentru că noi până acum aveam contracte de colaborare cu persoane fizice autorizate, dar din păcate nici noi nu am avut așa succesul pe care ni-l doream, dar așteptăm pentru că e încă de vreme. Aveți niște condiții mai stricte? Știu, limită de vârstă sau... Nu, 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 nu. N-aș putea să vă zic că nu avem încă potențiali agenți pe care îi căutăm, pentru că, așa cum v-am zis, este prima oară când participăm și așteptăm să vină cei de care avem nevoie. Nu avem limită de vârstă. Persoanele pe care noi le căutăm sunt persoane care ar trebui să aibă disponibilitate pentru o activitate de teren, pentru că asta implică agent de vânzări. Noi căutăm casieri pentru agențiile noastre de pariuri sportive din Hunedoara. Până acum nu prea am avut succes, dar sperăm să se îndrepte lucrurile. Câte locuri? 4. Și nu a venit nimeni? Au venit, au întrebat, dar nimic concret. Foarte puține detalii. Au fost de interes pentru cei care au venit să se intereseze și... Un postul de casier cu încadrare de 1195 de lei, etichete de masă, diverse bonusuri în funcție de performanța angajatului, în funcție de performanța locației în care își desfășoară activitatea. Puțini au fost cei care s-au interesat de cele aproape 100 de posturi vacante. Am lăcătuș, am pază, am mai multe meserii. Aveți experiență? Câta, 30 de ani de combinat și în combina m-aș duce. Deocamdată sunt în recuperare. N-am ce să... Căutați să vedeți? Să vedem, dacă găsesc chiar și la zone verzi și acolo mă duc. Pe ce căutați anume, de la un angajator? Păi salariile în primul rând, nu? Că bă, unde asta să zice, pentru bani. Și seriozitate, să, cum să zic, să... Condițiile, ce condiții au... Până nu mergi să vezi și asta nu... Să stai de vorbă cu un inginer acolo, să-ți arate condițiile. Bursa generală a locurilor de muncă s-a desfășurat astăzi în toată rețeaua teritorială a județului Hunedoara.